Echipa de handbal junioare 2 a CSM Ploiești are parte de un debut perfect de sezon. A reușit trei victorii consecutive de la startul ediției de campionat 2024-2025. Într-un meci în devans, din etapa a treia seriei B, fetele pregătite de Leonard Cristescu și Geta Opincariu s-au impus pe terenul celor de la LPS Buzău. Scor final 50 la 32. Staful tehnic ploieștean a putut rula tot lotul avut la dispoziție. 12 dintre cele 13 jucătoare de câmp folosite, reușind să marcheze cel puțin o dată. În runda următoare, programată sâmbătă 12 octombrie, CSM Ploiești va juca în deplasare cu ACS Unirea Dobroiești.